O expoziție de Paște cu vânzare în scop caritabil a fost organizată astăzi în curtea grădiniței numărul 7 din Drobeta, Turnul Severin. Fondurile obținute vor fi virate de către membrii Comitetului Reprezentativ al Părinților în contul deschis pentru cei doi copii rămași orfani în urma accidentului de la Cocorova. Din suflet pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Solidaritatea este un cuvânt la ordinea zilei în vremurile pe care le trăim, iar acest aspect, cât se poate de viu și uman, se manifestă din plin. Fie că este vorba de cel de lângă noi sau vecinii de țară ce trec prin experiențe tragice, cel mai uman sentiment legat de cel de lângă tine este educat de la vârste fragede și inocente. Cu ocazia sărbătorilor pascale, grădinița 7 a organizat un târg cu vânzare, un târg caritabil prin care părinții, copiii, cadre didactice vor dona bănuții unui caz umanitar, adică cazului celor doi copii rămași orfani în urma accidentului de la Cocorova din luna ianuarie. Grădinița numărul 7 din Drobeta, Turnul Severin este un astfel de exemplu, o pepinieră de sentimente și fapte. Prichindeii acestei unități de învățământ împreună cu cadrele didactice și-au pus mintea și mânuțele de aur la treabă și au organizat un târg caritabil cu produse făcute de ei. Acțiunea de astăzi știm cu toții că odată cu sosirea primăverii, cu ocazia sărbătorilor pascale, iepurașul de Paște trebuie să vină și să ne aducă multă bucurie, multă dragoste pentru acei copii care au nevoie de ajutorul nostru. Noi preșcolarii de la grădinița numărul 7, împreună cu doamnele educatoare, am confecționat câteva obiecte care ne-am gândit să facem o acțiune caritabilă pentru acei copii, ca să se simtă și ei bine, să aibă parte de bucurie, de multă dragoste din partea noastră. Au fost invitați părinții la ora 11 de la grupele cu program normal, urmează după ora 12 părinții de la program prelungit, care se vor delecta cu obiectele noastre și vor dona cât cred dânsii de cuvință pentru bucuria acelor copii. Să ne spui, te rog, ce ai pregătit tu astăzi pentru târg? Am pregătit pentru târg. Am făcut la acest târg niște ornamente. Care este scopul? Pentru ce le-ai făcut tu acele ornamente? Pentru copii bolnavi. Banii rezultați vor fi donați celor doi copilași rămași orfani în urma accidentului de la Cocorova. În urma apelului umanitar, la acțiune s-au alăturat mai multe unități de învățământ din oraș, printre care și școala generală numărul 14. Clasa Buburuzelor a văzut apelul umanitar. Acțiunea este extraordinară, noi am trecut prin așa ceva și ne-am gândit să fim alături de cei doi copii. Și cu multe economii de ale noastre am venit să ajutăm acești copii. Le urăm sănătate și să nu mai treacă nimeni prin asta. Sărbători fericite tuturor! Acest târg caritabil umple inimile celor mici de bucuria lucrului făcut în favoarea celor aflați la necaz. Am venit aici, m-am distrat să îmi iau din asta. Am venit ca să ajut copiii care chiar au nevoie de ceva și... Ce ți-ai luat tu astăzi de la târg? Mi-am luat un coșuleț și încă un coșuleț, să zic așa. Tu ce ți-ai luat astăzi de la târg? Eu mi-am luat un coșuleț cu ouă și alt coșuleț și un cadou pentru sora mea. Tu ce ai luat astăzi de la târg? Astăzi am luat un loc de Paști ca să-mi aducă mereu noroc. Ai venit să-i ajuți pe acei doi copilași? Am venit să-i ajut, că chiar au nevoie de ajutor, au foarte multă nevoie. Prin această acțiune, copiii învață ce este bunătatea și solidaritatea. A fi bun este o stare de spirit care, dacă este cultivată în momente de înmugurire, poate aduce recolte sufletești inimaginabile.